bine m-am găsit la un nou episod de FNAF World. Și înainte de toate, te-ai rugat să lași un like, doar ce like-ul tău contează. Iar la 900 de like-uri facem următorul episod. E bine, am început episodul în forță cu Nightmare Chica. Și totodată vreau să vă menționez că l-avem pe Plush Trap. Și ca conducător și ca cel mai puternic animatron adventure pe care l-avem. Am mai farmat puțin și se pare că l-am obținut și pe Adventure Plush Trap. Și da, după cum am spus, este destul de puternic. Bad Pizza dă o grana de damage, după cum puteți observa, 635 de damage. Și da, sper că mă aud destul de ok, fiindcă data trecută m-am auzit destul de încet. Ok, hai să facem așa. Înlocuim pe Phantom Freddy sau nu, că Phantom Freddy e unul dintre cei mai esențiali. Deci nu înlocuim pe Phantom Freddy. Atunci pe cine? Chica are și a Bad Pizza, dar are Waterhouse și Plush Trap are aceeași chestie. În schimb, Foxy are Hot Cheese 2, dar nu ne folosim de el. Să încercăm și pe Nightmare Chica, doar așa, ca fapt divers. Ok. Mulțumesc lui Mihai Alexandru, fiindcă mi-a dat salvările de data trecută, fiindcă mi-am reinstalat Windows-ul din nou, datorită aceeași probleme Windows Update și m-a frecat pe cap foarte tare. Mai întâi lăsați însă, verific puțin OBS-ul, o secundă. Asta este setup prea tare. Ok, Nightmare Chica se descurcă binișor deocamdată. Din partea cui a fost Bad Pizza aia? Habar n-am. Bad Pizza din partea lui Chica. Toxic Bite. Oh my god, deci Nightmare Chica dă dublu cât Nightmare Foxy. Ok, o folosim pe Nightmare Chica de acum acolo. Ca conducător l-avem pe Plush Trap, deci nu va fi o problemă. Ok, devine din ce în ce mai ușor cu animatronii Adventure Nightmare. Bad Pizza. Perfect. Face și level up. Avem un heal. Heal-ul este foarte important. Heal-ul, dacă nu l-ai, nu poți câștiga. Ok, nu e cel asta. Endo 2, ok. Pe lângă asta, am câștigat și chipul asta, cum zice, fine character, care te ajută să găsești caractere mult, mult mai repede. Deci e extrem de bun chip ăsta, poate unul dintre cele mai bune chipuri. Cine știe, poate la un moment dat o să facem rost de Spring Trap preferatul meu. Dar mai vedem. Ok. Ia hai să facem un Mystery Box 2. Pe cine ne-l dai? Pe Fredbear! Oh! Megabyte! What? Ce asta? Megabyte? Ok, asta e... Este interesant. Destul de interesant. Ok, pare că Fredbear este unul dintre cei mai puternici. Da, unul dintre cei mai puternici animatronii. Hai să ne luptăm cu Mono Sprunchan ăsta. Să vedem ce putem face. Cred că va fi destul de ușor, fiindcă nu văd o dificultate chiar foarte mare din partea acestui Mono Sprunchan. Da seama cu Baron Boy, uite-te la el, what the fuck. Luci. Ok. Oh nu, asta te omoare dintr-o lovitură, nu e bine. Ok, nu, fuck this. Spune-mi că nu moare Nightmare Chica. Ok, power, scade power-ul, e bine. Bite! Nu. Te rog, nu spune că pierd. Fuck this. Ei, mai am cu aceștia. Hai să vedem ce facem cu ăștia. De ce nu mă lasă să folosesc
Ok, am dat jumpscare. Dar l-am oprit pentru câtva timp. Hai, hai că pot. Pot. Nu, repede. Lasă-mă să atac, te rog. Oh my god, am scăpat la limită. Perfect. La limită, fraților. Ok, perfect. Acum, dăm un save și mergem mai departe. Uite un chest galben. Autoregen. Ok, fanul chip. Acum pe unde trebuie să merg? Ok, iar Balloon Beach, nu-mi trebuie. Please, no. Oh my god, Balloon Beach ăștia sunt destul de puternici. Holy fucking shit. Bad Pizza e super overpower. E super overpower Bad Pizza. Nu mai pasă, am să o folosesc de acum încolo. Deci uite-te numai cât damage dă. Ok. Bad pizza. Ok, super overpower. Super mega overpower. Ok, Nightmare Chica este mult mai bună decât Nightmare Fox. A new channel has appeared. Nightmare Bunny. Super. L-avem pe Nightmare Bunny. O să l-avem pe Nightmare Bunny. De fapt. Ok, din câte știu, caracterul Bunny este destul de puternic, deci Nightmare Bunny o să fie mult mai puternic. Nu, practic facem rost de caractere, nu ne ducem și ne batem cu boss-ul final deocamdată, fiindcă știu că mai este puțin și terminăm și jocul. Nu vă faceți griji, vom face și hard mode-ul, dar pe sărite, cum să spun așa, nu o voi lua de la început, nu o să filmez de la început, deci, da. Voi încerca să fac toate ending-urile, din câte am înțeles sunt mai multe ending-uri. Sau da, de ce nu? Dacă vă place seria și vreți să continui, nu uitați să apăsați butonul like. Ok. Avem pe Nightmare Bunny, save. Iasta e party. O să-l punem în locul lui Phantom Freddy. Ok, hai să punem. Bye 2. Ok, e bine. Doar ce și Nightmare Bunny are Rainy Day 2 față de Phantom Freddy care are Rainy Day. Rainy Day, după cum am spus, scade apărarea inamicului, ceea ce e bine. Okay. Acum unde trebuie să mergem? Din câte am înțeles, trebuie să intrăm prin chestiuțele alea MOV. Ok, hai să-l testăm pe Nightmare Bunny, să vedem ce poate face. Rainy Day. Ok. Oh my fucking god, nu spune că mă moară, what? Bite. Ok, bite-ul dă la fel de mult. Wow, băieți, cât era? Cât pe-a ce să mor? Ok, se pare că giveboxurile astea te ajută să... să regenere viața la maxim. Ok. Eu de aici ce trebuie să fac? Eu nu pot să merg. Uite-l pe Fredbear acolo. Și de aici, unde trebuie să merg? Vreau să fug, nu am chef să mă bat. Însă nu mă lasă. Ok, are fucking kidding me. Ok, dacă tu vrei să ne batem, de ce nu? Hey. Nu, fuck this. Chestia asta e super puternică. Chestia asta, ce-o fi, doamne? Cred că niște plante, what the fuck? Mă întreb câtă viață o avea. Nu, te rog, nu spune. Ok, perfect. A, cred că a dat 22.000 de damage, dar de fapt nu, s-a suprapus minerile. Ok. Ce trebuie să fac? Zi-mi tu ce trebuie să fac de aici. Pe aici nu pot intra. Pe aici nu pot merge. Prin partea dreaptă nu pot merge. Nu, fuck this! Ce-s chestia asta? Serios acum sunt nervoante.
super enervante chestiile alea. Bad pizza. Deci chestia asta e super OP, deci numai pe asta vreau să folosesc. Ok, băi. Nu, 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 nu spun că mi-o moare pe Nightmare Chica. Mori. Perfect. Ok. Level up, level up la bani. Am o grămadă de bani, trebuie să-mi cumpăr. A new channel has appeared. Endo 2. Speed down. Bad pizza. Cupcake. Încă un bad pizza. Bravo Nightmare Bunny. Și chestiile astea mici m-au ajutat enorm de mult. Ok, Toxic Bite. Nu, dar cine știe ce Toxic Bite. Ok, se pare că Rainy Day dă shell damage. Ceea ce e bine. Oh my god, deci cât de... Nu, nu mai repede, domnilor. Ok. Accept them. Dăm un save. De aici nu știu ce trebuie să fac. Ar trebui să pun pauză. Ok. What? Cum am intrat aici? White Rabbit. Asta e nou. Asta e nou. Iepure alb. What? Uite-te și tu cum faci ca nebun. What the fuck? Ok, cum am intrat eu pe acolo? Noroc hărții. Ok, face... E destul de creepy cum faci. Nu mai uite-te la ea. Sau ea? E fată? Nu vreau, nu vreau să știu. Orice ar fi, pare destul de creepy. Mori! Nu vrea să moară! În sfârșit. Yay, level up! Anunțul has appeared. Este... Toy Foxy! Ok. Ok. Destul de bine. O să-l avem și pe... O să o avem pe Toy Foxy. Uite nici tu cum dansează, what the fuck, cât de prietenos pare. Dar este destul de puternică. Haide. Bite. Bite. Sunt tare curios ce abilitate are Mangle, adică Toy Fox, de fapt, nu Mangle, fiindcă Mangle e cea distrusă. Nu! Mi l-am omorât pe bani! Ah, dar nu-i problem. Hai să vedem. Mai întâi, save, party. Să vedem. Happy Gen 2 Cosmic Song Gift Boxes. Chiar nu știu ce să fac. Să locuim pe... With the Red Pony. Și vom vedea pe parcurs ce face Funtime Foxy. Iar dacă e destul de puternic, o vom înlocui pe Nightmare Chica sau o vom înlocui pe Nightmare Pony. Mă gândesc. Dar pe Plush Trap nu vreau. Nu vreau să-l înlocui pe Plush Trap. Ok, pe unde trebuie să... What the fuck is that? Fraților, ce dracu? Ok, vreau să văd ce face Funtime Foxy. Happy Gem 2. Asta e un fel de regen, am înțeles. Ce-a fost asta? What? Cosmic Song. Holy fucking shit! Oh my god! Uite-te și tu cât damage a putut să dea. Ok, ok, gata, gata. M-am decis, m-am decis. M-am hotărât așa. În locul lui Nightmare Chica s-o punem pe Funtime Foxy. Dar cum vă aceasta? stai. Îi facem așa. Bun.
Și în locul lui Mangal cine era? Era Foxy, nu? Da. Nu era Foxy, însă nu contează. Still Freddy, but shiny. Ok. Hai să vedem. Vreau să strâng cât mai mulți animatroni ca pentru lupta finală să nu fie așa greu. Deci, da. Dar de aici, unde ar trebui să merg? Ok. Zona asta pare cunoscută prin faptul că sunt toate zonele combinate, dacă stai să te gândești. Adică, cum să le explică? Asupra că în lumea cealaltă, părea ca în lumea întâi, deci, da. Ok, asta e super OP, asta e super OP. Bad pizza. Ok. Ok, deci, nu, deci Funtime Fox este cel mai puternic animator în adventure pe care l-am până acum. Nu credeam că o să fie chiar așa de puternică. Mai uite-te cum dă. Ok. Încă o dată. E super OP. Ok, hai să continuăm. O nu cere hai să pierd. Phantom Fox, ok, n-o să fie o problemă. Origin Song. Cosmic. Asta e... Oh my god, nu mai am cuvinte, deci mai am cuvinte. What the fuck is that? Nu. Aici. What? Red Bear, what? Red Bear. Ok. Ciudat. Mai întâi iepuri albi și acum urși roșii. Ok. Nimic, ciudat. Betița. Ok, nu mai trebuia. Level up! Perfect. Pe aici unde trebuie să merg? E super ciudat, e super ciudat. Ok, nu. Ne întoarcem. Nu, nu pe aici. Înseamnă că trebuie să merg pe aici. Nu, fuck you. O nu cine has a pair. With the Red Freddy. Nu o să fie mare chestie. Îmi trebuie Cosmic Song-ul. Și ăsta e. What? Ok. Hai, e super ușor. What the fuck? What the fuck? What the fuck? De ce am întors aici? Băiți, nu știu ce se întâmplă. De ce? M-am întors la loc. M-am întors la loc. Ok, poate ăla nu era drumul bun. What is that? Tangle? Tangle? What? Asta e ciudat rău. De ce n-am mers în Origin? Ciudat! Nu mergeți în Origin? Ok, pare că sunt destul de puternice și chestiile astea. Orice ar fi ele. Nu, fuck. Nu cred. Ok, am avut noroc. Nu, moare Ploștraf. Nu, te rog, zic că nu moare. Dă-mi să atac.
Mori! Nu! Nu! Nu plouă ștraf! O să moară, o să moară, o să moară. Ah, perfect. Mă lua și level up. Ok, așa. A, nu ce refuză pe... Deci chipul ăsta e o... Nightmare Freddy! Perfect! Asta nu-l voi folosi. E nebunie totală, credeți-mă. Vreți pizza? Cred că îl voi lucri pe Nightmare Bunny, doar așa ca să văd ce poate face Nightmare Freddy. Bad pizza? Perfect. Sunt curios oare pe Springtrap când o să fac rost de el. Ia să vedem ce avem în party. Îl are pe Freddles. Dar... Dacă îl înlocuim pe Nightmare Foxy. Oare Shadow Bunny ce putere are? Chiar sunt curios. Hai să vedem mai departe. Chiar e bine că am acest chip care te ajută enorm, enorm de mult. Unde trebuie să merg pe aici? Da. Doamne, cât de ciudat pare. Și de aici? No, de aici nu trebuie aici. De aici nu trebuie aici, what? Uite pe Fredbear acolo. Fredbear e în partea aia. Ok. Oare pe aici? No. Mă întorc de unde am venit. Why? Nu-i bine, nu-i bine ce fac. Ok. Nebunie. Deci nebunie totală cu chestia asta. Dăm un cupcake. Rainy day. Oh my god. Oare câtă viață are iepurele asta? Ok. Dar pare destul de easy cu Funtime Foxy. Haide. Înapoi. Dacă, nu, dacă mă duc aici. Fuck this, fuck this. Nu știu pe unde trebuie să mă duc. Credeți-mi că nu știu. Și de aici. Cred că aici. Nu! Red Bear. Nebunie total, deci nebunie total cu Funtime Foxy. Da. Doamne, cât de overpower. Ok, dar până atunci sper că v-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita de un like, doar ce like-ul tău contează. Ia la 900 like-uri, facem următorul episod. Voi căuta o soluție pe unde să mergem. Până atunci, eu am fost GamerZombie. Ne revedem data.